emisiune realizată cu sprijinul Valentin Electro. Bun găsit tuturor! Sunt Andrada Șerban și vă invit la o nouă ediție a emisiunii School TV. Se spune că ceea ce realizezi cu pasiune este durabil. Așadar, astăzi alături de mine se află trei reghinence talentate și frumoase. Iulia Ionaș. Bună seara! Alexia Ștelian. Bună seara! Și Teodora Crișan. Bună seara! Sunt trei reghinence care ne vor dezvălui câteva din pasiunile lor și care vor încerca să ne arate cât de mult le place ceea ce fac. Așadar, aș vrea să începem prin a-mi prezenta ceea ce vă place să faceți. Da, eu pictez, sunt în domeniul artelor și pictez de când eram mică. Alexia? Eu cânt muzică populară din clasa a treia, dar n-am luat-o foarte în serios, doar acum vreo 2 ani, cam așa. Eu cânt muzică modernă, muzică ușoară, dar îmi place foarte mult partea teatrală. Aș vrea să-mi spuneți cum ați început să vă descoperiți talentul. Nu știu exact. Am început să pictez de mică și încet, încet am început să-mi dezvolt acest talent. Nu pot să zic că dintr-un moment anume mi-am descoperit acest talent. A fost în timp. Talentul meu a fost descoperit de bunica participând la un concurs și de atunci am început să cânt și să-mi și placă. De mult timp? Nu foarte mult. Eu, pe partea de cântat, am participat la un concurs când am fost mică, doamna educatoare m-a îndrumat, am câștigat acel concurs, iar partea de teatru, în clasa a doua, doamna Mimi German m-a ales într-o grupă de teatru din culise junior. Și de atunci am această pasiune pentru teatru. Deci, atât din încă de mic ai început să ai o pasiune pentru cântat, pentru... Da. Și apoi și pentru, pentru teatru. Dar ați moștenit talentul vostru de la cineva, anume din familie? Probabil de la tata. El a mai cochetat cu fotografia și puțin cu desenul când era mai tânăr, dar nu a continuat pe această parte. Și eu am pe cine moșteni pe latura muzicală, a muzicii. Probabil tatăl meu, îi place foarte tare să cânte, bunicii mele, care m-a și îndrumat să mă duc la concursul respectiv, unde de atunci am început să cânt, obținând locul întâi, m-a ambiționat, m-a motivat și cred că și de la bunicul meu, care din păcate nu mai este printre noi, dar cu siguranță... Este mândru de tine? Da, cu siguranță, este mândru de familie și... Eu am moștenit talentul de la tata, el este rapsod popular și tata l-a moștenit de la mama lui, deci la noi e ceva ereditar. Dar de când ați început să-l perfecționați, ca să spun așa, să-l, nu știu, șlefuiți, să-l dezvoltați? Cel mai mult am pictat pe la vârsta de 10 ani, atunci am avut și prima expoziție. Și după o perioadă am încetat să mai pictez. Nu știu exact de ce, nu îmi pot explica. Și acum un an m-am apucat din nou și acum am început să aprofundez mult mai tare. Eu cam de 2 ani. Da, din, știu sigur că în luna mai o să fac 2 ani de când m-am apucat de cântat. Cred că cel mai motivant și cel mai important concurs pentru mine a fost la Rapsodia Mugurilor și la Râmnicu Vâlcea și mi-au marcat așa într-un fel viața și de atunci cam de 2 ani îl perfecționez, să spun așa. Eu pe partea de muzică cred că am început să mă perfecționez cam în clasa a șasea, iar pe partea de teatru în clasa a cincea, când am intrat în trupa mare din culise. Am o altă curiozitate. Cum vă susțin cei dragi vouă, prietenii, familia? Familia mea este foarte, foarte receptivă la această pasiune a mea și m-au susținut încă de la începuturi, încurajându-mă și cred că doar datorită lor am ajuns unde sunt acum. Și prietenii?
Și prietenii au fost foarte receptivi la, și la expoziția pe care am avut-o acum și s-au bucurat foarte tare când au auzit. Pe mine mă susține într-un mod excepțional familia, în special părinții mei, iar apoi bunicile mele cu costume vechi. Mă ajută să-mi înnoiesc garderoba, deși sunt costume foarte vechi și le mulțumesc. Da, am auzit toată când ai spus că ești foarte pasionată de portul popular și te atrage foarte mult ideea de a purta și de a duce tradiția mai departe. Și este ceva de apreciat și de admirat, mai ales la un copil de clasa 7, pentru că nu mulți tineri fac acest lucru în ziua de astăzi. Mulțumesc. Deci chiar trebuie să te apreciem. Mulțumesc, din punctul de vedere, dar și din celelalte puncte de vedere, de ce nu? Și la mine, familia pe primul loc, ei sunt cei care tot timpul mă susțin și îmi spun ce e bine și ce e rău să fac. Dar voi sunteți niște persoane cunoscute, ca să spun așa, în orașul nostru. Cum credeți că vă percep cei mai puțini, care vă cunosc mai puțin, cei care nu sunt așa de apropiați de voi? Care credeți că este părerea lor? Nu știu, nu pot să zic că mă pot pronunța în această idee, dar mă gândesc că mă privesc cu o oarecare bucurie și apreciere pentru ceea ce am făcut. Eu mă gândesc că e vorba și de vârsta pe care o au cei care ne critică, să spunem așa. Pentru că dacă luăm cei de vârsta noastră, e drăguț, cântă sau pictează super, dar dacă stai să te... dacă ne transpunem în mintea unui adult care, dacă chiar s-ar interesa de ceea ce facem, ar sta mai mult și s-ar gândi dacă îi place sau nu ceea ce facem. Da, și mai ales, de exemplu, în domeniul meu al artei, bineînțeles că un cunoscător de artă mă poate aprecia într-un alt fel față de alții care sunt profani în acest domeniu. Cu siguranță ne-ar privi multă lume, pentru că ar trebui să fie apreciată arta, pentru că pictura este o artă, muzica la fel, dar și teatrul este o artă și ar trebui apreciată, chiar dacă mai sunt unele critici, dar eu le iau ca pe niște sfaturi, prietene, sau nu neapărat critici, dar o să țin cont de ce îmi spune lumea. Sunteți obișnuite cu ideea că nu puteți să mulțumiți pe toată lumea? Da, normal. Da. Da. Și nu vă deranjează părerile mai negative, mai, să spun, potriva voastră, probabil nu chiar așa, dar ideea în care vă critică? Nu, pentru că în momentul în care nu le percepi într-un mod negativ și le iei totul ca pe niște sfaturi, exact, atunci nu te descurajează aceste critici. Exact. Și dacă chiar e negativ și nu vine în folosul a ceva bun, a nostru, ar trebui ignorate. Decât să ne facem rău singuri. Bineînțeles, trebuie să știți să faceți niște alegeri și să știți ce se aprecia și ce nu. Exact. Ai spus că, din punctul de vedere al unui copil, sunteți percepute într-un fel, din punctul de vedere al unui adult, în alt fel. Dar eu consider că din orice punct de vedere sau din perspectiva oricărui om, sunteți niște persoane de admirat. Pentru că și voi, la rândul vostru, sunteți niște tinere adolescente, niște copii care trebuie apreciați pentru ceea ce fac. Da, probabil avem ceva în plus față de alții și am meritat să fim apreciate câteodată. Exact, tocmai asta este ideea. Că aveți ceva în plus și că puteți să veniți în folosul comunității și puteți să le arătați celor din jur că se poate. Exact. Mai ales că sunteți copii, cum am mai spus și înainte, m-am repetat. Aș vrea să-mi spuneți la ce concursuri ați participat până acum. Eu am participat acum recent la concursul Carmen Silva, organizat de Castelul Peleș. Și aici am participat cu lucrări de fotografie și pictură și astfel am obținut locul întâi la ambele secțiuni. Felicitări. Și mulțumesc. Da. Și acum în 28 mai voi avea toate aceste lucrări expuse la Castelul Peleșor. Eu am participat la un concurs foarte important pentru mine aici în Reghin, Pot să fiu ostea. Am mai participat și la Baia Mare, la Piatra Neamț, la Râmnicu Vâlcea.
Și cu siguranță au mai fost alte concursuri în alte județe ale țării și nu doar, adică am așa o plăcere atunci când cânt la un concurs dintr-un județ din România, să și vizitez, pentru că îmi place foarte tare să vizitez locuri și să am câte un suvenir, amintire. Și pe unde am umblat în țară la câte un concurs, mi-a plăcut foarte tare să vizitez acea zonă și nu mi-a părut deloc rău și nu-mi pare rău de ce am făcut. Și aici ai dreptate. Eu, când eram mică, participam la foarte multe concursuri, Steluța de Argint, Șoul Piticilor, iar cel mai recent concurs a fost Pot să fiu o stea, unde am fost alături de Alexia și am obținut locul 3. Iulia, tu ai participat și la concursul de matematică, pentru că știm cu toții, ești o matematiciană bună. Cum da, a fost? Am obținut timp de 2 ani la rând locul 1 la concursul David Geller. Și, da, nici nu se compară cu desenul, că, da, e mult mai ușor fiind o pasiune care a venit într-un fel de la sine, dar bineînțeles că am muncit și pentru asta. Dar la matematică am avut mult și de învățat, dar satisfacția nu se compară cu tot ce am făcut. Ați participat la diverse concursuri. Bănuiesc că ați cunoscut și mulți oameni. Cum vi s-au părut? Cum vi s-au părut relațiile de prietenie pe care le-ați legat, probabil, cu persoanele respective? Sau cum credeți că gândesc oamenii în alte, nu știu, localități, în afară de Reghin? Alte idei, alte percepții credeți că au? Am participat, am uitat să spun, și la Ardelenia Ohar, un concurs. A fost județean și am ajuns până în marea finală. Mi-a plăcut foarte mult pentru că toți eram, chiar dacă am fost undeva la 50 de copii, toți ne-am înțeles foarte bine și am avut o relație foarte bună unul cu celălalt. Niciunul nu am avut fițe sau pretenții de mici staruri. Pe ori unde am umblat la concursuri, am legat prietenii cu concurenții și cu jurile, adică nu a prietenie în adevăratul sens al cuvântului, ca un prieten, adică ne dădeau nouă concurenților sfaturi și o astfel de prietenie, adică tot un fel de prieteni buni. Pe oriunde am umblat, și la orice concurs și la orchestră, am legat o prietenie strânsă și nu cred că ne-am trădat unul pe altul și ne-am ajutat. Eu la concursurile la care am participat nu pot să zic că am legat așa prietenii strânse în care să mai corespondăm, pentru că erau concursuri de dimineață până la ora 12 și n-aveam timp când să mai comunicăm. Se simțea acel sentiment de concurență între participanți, între voi și restul copiilor care erau prezenți acolo? Probabil că da. Cred că acea concurență e ceva din partea răului și noi, fiind copii, nu cred că vrem să creăm rău sau să ne supărăm unul pe celălalt. A fost foarte bine. Nu a vrut nimeni să pară puțin mai superior decât ceilalți. O mică concurență am simțit și eu din partea unor concurenți, unor participanți, dar eu m-am împrietenit cu oricine ar fi fost acela, și rău și bun, și cu siguranță suntem și acum prieteni și nu ne-am trădat, cum am mai spus. Normal că în timpul unui concurs se simte acel aer de concurență, că normal că fiecare vrea să câștige primul cel mare, dar acest lucru nu trebuie luat chiar așa în serios și personal, pentru că fiecare știm cât putem și ceea ce putem și dacă vom câștiga. Simplul fapt că particip la un concurs este o realizare foarte mare, cel puțin pentru mine, da. V-am întrebat lucrul acesta pentru că din momentul în care te gândești să te duci la un concurs să participi, bineînțeles că vrei să obții un rezultat bun.
și inevitabil apare acel sentiment de eu vreau să fiu primul, eu vreau să fiu cel mai bun dintre toți. Dar nu trebuie să-l punem pe primul loc, trebuie să socializăm și să încercăm, nu știu, să fim buni cu toți. Să conștientizăm dacă merităm să fim pe primul loc sau pe oricare altul. O să continuăm cu întrebările, dar după o scurtă pauză publicitară. Am revenit la School TV. Alături de mine se află Iulia, Alexia și Teodora. Dragile mele, aș vrea să ne spuneți la ce concursuri, nu, de fapt ce realizări ați avut în cadrul concursurilor la care ați participat. Am avut una dintre cele mai mari realizări acum la concursul Carmen Silva, de care am zis anterior, dar cea mai mare realizare a mea de până acum a fost a doua mea expoziție, care a fost un succes total și neașteptat. Alexia? Cred că cea mai mare realizare a mea a fost acest concurs la care am participat recent, în București, unde simplul fapt că am participat a contat pentru mine și cred că cel mai important a fost că am fost votat de atâta lume, aproape 53% din voturi au fost cu numele meu și chiar nu mă așteptam, nici acum nu vine să cred. Și cred că e mult mai important că am atâta lume alături și că mă susține decât că am participat. Este un lucru extraordinar pentru mine. Iată, ești o persoană apreciată. Cum ți s-a părut această experiență? De neuitat, este o experiență unică. În cadrul acestei experiențe ai întâlnit atât oameni noi, de la copii până la artiști, vedete. Cum ți s-au părut? Să începem cu copiii. Copii foarte prietenoși și senzațional de talentați, cu niște talente din toate domeniile, nu doar muzică și dans, ci și contorsionism și alte talente nemai întâlnite și foarte frumoase, copii foarte, foarte buni și cu artiștii poți lega o prietenie foarte strânsă. La televizor se par așa foarte superiori, regi. Da, nu neapărat regi, mai severi, dar când ajungi acolo și ajungi să-i cunoști, sunt ca niște copii atât de prietenoși, atât ca și cum nu ar fi vedete și artiști foarte mari, adică nu sunt deloc cu nasul pe sus sau ceva, dimpotrivă, chiar te ajută și îți dau sfaturi. Și ați apreciat, presupun, acest lucru la ei? Da, că au încercat să se apropie de voi și da, v-au ajutat. Cea mai mare realizare a mea a fost pe partea de muzică, când am câștigat locul 3 și m-am clasat la Țăfiostea. Și cea mai mare bucurie pentru mine este faptul că sunt membra trupei de teatru din culise. Cum te simți? Când sunt cu ei? Da, și că faci parte din acest teatru. Această trupă e ca o a doua familie. Suntem 12, cam așa, dar toți ne înțelegem foarte bine și, nu știu, e ceva de nedescris. E cea mai pozitivă energie pe care poți să o primezi din partea cuiva. Orele acelea în care stăm acolo și lucrăm și pregătim proiecte sunt cele mai frumoase ore. Deci mergi cu drag la ele și abia aștepți. Da, tot timpul. Am înțeles. Ați participat la numeroase concursuri, cum ne-ați spus, înseamnă că aveți și numeroase experiențe. Vreau să vă gândiți la cea mai frumoasă experiență pe care ați avut-o de-a lungul anilor. Care vă vine în minte? Expoziția. Ce sentimente ai trăit? Sau de ce spui că a fost cea mai frumoasă experiență? Ca pentru că a fost ceva la care am muncit extrem de mult și cum am fost acum și în clasa 8, am avut foarte, foarte, foarte mult de învățat și a fost așa și foarte stresant, pot să zic, dar totul a ieșit bine și chiar nu mă așteptam să iasă așa. Stresant din ce punct de vedere? Și din cauza timpului, la un moment dat și cu școala și cu pregătirea expoziției am ajuns așa într-un fel de criză de timp
un tablou din expoziție l-am pregătit chiar cu o seară înainte, atunci am terminat, încă era neuscat când l-am pus sus pe perete. Plică mult stres și acest lucru. Da. Cred că prima mea melodie, când am aflat că am și o melodie a mea, am fost în culmea fericirii și cred că e unul dintre cele mai frumoase momente din viață. La mine cred că a fost experiența de la Ardelenia Ohar, pentru că am muncit chiar foarte mult, chiar dacă nu am primit niciun loc, am muncit foarte, foarte mult pentru pregătirea pieselor și am avut și un moment de teatru pregătit, am fost singura, am fost un fel de invitat special cu partea de teatru, iar cu cântatul am fost concurent. Dar experiențe mai puțin plăcute sau mai amuzante? Teodora, sigur ai de la repetițiile? Ah, da, păi la repetiții la noi tot timpul e o atmosferă în care, adică să nu vă imaginați că doar râdem și ne prostim tot timpul, nu, dar avem momentele în care suntem foarte serioși și chiar lucrăm, dar printre ele se mai strecoară și mici giumbuși lucruri sau prostii pe care le facem, să spunem așa. Cred că cea mai amuzantă, nu neapărat stresantă sau... Cred că cea mai amuzantă amintirea mea a fost la un concurs din Râmnicu Vâlcea, unde am cântat și apoi juriul a anunțat pe scenă cine va intra la proba de baraj, cine se va zbate pentru trofeu. Eu stăteam liniștită în sală, mă dezbrăcasem de costumul național, pentru că eram foarte obosită și mi-era cald, și anunță printre primii Alexia Aștelian. Nu venea să cred și știu că cel mai amuzant moment, acum când îmi amintesc, întotdeauna mă bufnește râsul, când mașina era parcată undeva departe și într-un minut maxim a fost îmbrăcată din cap până în picioare, pe drumul căzuse o cătrință și eram atât de stresată, nici măcar gâfâiam, nu mai aveam aer să cânt și noroc că o fată a cântat două strofe dintr-o baladă, dintr-o doină, de fapt, și am mai avut timp să respir, să întrag suflet. Să mai remedie situația. Da. Atunci era un moment așa stresant, dar acum când îmi amintesc, întotdeauna îmi vine să râd și... Măcar ai dat tot ce ai putut mai bun din tine. Da. Ce ai mai avut? Exact. La mine și o experiență așa ciudată a fost tot la expoziție, pentru că acolo a fost așa un amestec de absolut toate sentimentele existente pe acest moment. Și a fost atunci când le-am mulțumit părinților mei și bunicilor mei și atunci pot să zic că m-am descărcat de tot ce am acumulat până atunci și m-am apucat de plâns acolo. Vreau și eu neapărat să o felicit pe Iulia pentru expoziție și nu a mai reușit nimeni să mă facă să lăcrimez la un moment atât de emoționat, mai ales la expoziție de pictură, și te felicit. Mulțumesc. Ai toată stima și tot respectul. Sunt foarte mulțumesc. Pentru că n-am apucat să ajung. Dar chiar felicitări. Mulțumesc frumos. Ai fost foarte frumoasă și nu oricine poate să facă ce faci tu, crede-mă. Mulțumesc. Iată, sunteți niște persoane de apreciat, cum am spus și la începutul emisiunii, și acest lucru contează. Contează să apreciezi persoanele care chiar fac ceva util, mai ales dacă vine de la o vârstă fragedă, nu știu, cum sunteți voi, cum sunt eu, cum suntem noi copiii. Vedeți, din fiecare lucru mărunt poți să faci să iasă o situație mai bună, mai plăcută, mai amuzantă, mai puțin plăcută. Viața este imprevizibilă, este plină de surprize, dar noi trebuie să luăm din fiecare lucru, atât mai plăcut cât și mai neplăcut, doar ceea ce este bun. Să vedem partea plină a paharului. Clar. Atunci viața noastră sigur va fi colorată. Exact. Aș vrea să dăm timpul în urmă și să îmi spuneți cum au fost primele ore de canto, de pictat, de teatru. Cum vi s-au părut? Și apoi aș vrea să facem o comparație cu momentele în care vă aflați acum. Orele de canto la care mergeți în momentul acesta. Evoluția voastră. Dar să luăm cu începutul. Eu am luat prima dată pensura în mână pe la vreo 3 ani, cred.
Și, na, bine, erau niște desene puerile, pot să zic, câteva linii, dar încet, încet, părinții mei au văzut că există o fărâmă de talent pe care m-au ajutat să mi-l dezvolt. Și acum am început să lucrez cu domnul doctor profesor în arte, Eduard Ciupan, care m-a ajutat și m-a susținut foarte mult. Și mulțumesc pentru acest lucru. Da, dânsul este un om foarte talentat, a fost profesor de desen și este de apreciat și dânsul, pentru că face niște creații. Da, mă bucur și eu că am avut onoarea să lucrez cu el. Prima mea lecție de canto a fost foarte ciudată, să spun așa, adică nu înțelegeam absolut nimic. Nu înțelegeam ce este aia diafragma, cum trebuie să respir corect. Și întotdeauna trebuie să gândești toate sunetele în frunte. Și mi se părea foarte ciudat. Cum? Păi nu înțelegeam. Deci atunci eram chiar la început. Și, dar acum se parcurge o oră normală și îi mulțumesc pe această cale profesoarei mele de canto, doamna Anca Branea Neamțu, care a depus mult efort pentru mine și îi mulțumesc mult. Prima mea oră de canto, aș putea să spun, a fost acum 2 ani sau un an, la atelierul de muzică. Mi-a plăcut foarte mult, deoarece chiar vroiam să studiez muzica și să mă perfecționez în ceea ce fac. Din păcate, acum atelierul nu mai există și presupun că de la vară voi începe să iau ore din nou de canto. Considerați că aceste ore v-au ajutat? Cu siguranță. Pe mine cel puțin, da. Am avut și un atu, să spunem așa, făcând școala de muzică. Eram obișnuită cu partea de muzică. Da, pentru că un instrument îți dezvoltă atât urechea muzicală, dar și gândirea. Exact. Mulți copii care nu fac un instrument... Bine, acum nu spun de Iulia pentru că este foarte, foarte deșteaptă cu matematica, adică eu nu mă pricep absolut deloc la matematică, dar... Compensez prin cântat. Un instrument, eu studiez pianul, un instrument îți poate dezvolta și gândirea, dar și urechea, nu neapărat să falsezi, dar te ajută. Adică te ajută să te auzi tu pe tine și te ajută la mentalitate, să gândești altcumva. Teodora, ai spus că ai participat, mă rog, ai fost un elev al școlii de muzică. La ce instrumente ai cântat? Încă sunt elev și sunt mulțumitoare părinților mei pentru că m-au dat la școala de muzică. Am studiez vioara și pianul secundar. Și cum, nu ți se pare un lucru greu să studiezi două instrumente? Nu, vioara mi-a plăcut, adică în clasa întâi am mers la școala de muzică pentru că doamna Diana Stoica m-a rugat și am spus bine, o să-mi placă, de ce nu? Am avut și perioade în care îmi venea să nu mai pun mâna pe vioară absolut deloc pentru că nu mai simțeam nicio atracție, dar acum pot să spun că îmi place, chiar îmi place pentru că pot să te exprim și prin cântatul la vioară, prin piesele pe care le alegi. Și pianul? Pian, din păcate, anul acesta n-am mai făcut, în clasa 8-a nu am mai avut nici timp, dar am făcut 3 ani de zile. Și am început în clasa 5-a ca și cum aș fi început în clasa 1, dar mi-a plăcut, chiar am ajuns să cânt piese cât de cât puțin mai complicate, să spunem. Mi-a plăcut foarte mult pentru că acesta este încă un atu pe care pot să spun că îl voi putea folosi într-o zi. Eu te apreciez din acest punct de vedere și eu am fost la școala de muzică când eram în clasa 1, dar aveam un program încărcat și am renunțat în cele din urmă. În momentul de față pot să spun că îmi pare foarte rău pentru decizia pe care am făcut-o atunci, pentru că uitându-mă în jur și sora mea cântă la vioară, văzându-o așa, îmi place foarte mult și mă gândesc că m-ar fi ajutat și pe mine enorm de mult dacă aș fi știut să cânt la un instrument.
Dar asta este. Probabil așa a fost să fie. În momentul acela am considerat că decizia aceasta e cea mai bună pentru mine. Dar niciodată nu e prea târziu. Așa este. Vom reveni după o scurtă pauză publicitară cu restul întrebărilor. Am revenit la School TV. Alături de mine se află Iulia, Alexia și Teodora. Fetelor, vreau să-mi spuneți cât de mare vi se pare diferența între perioada de început și cea în care vă aflați acum. Evoluția voastră. Pot să zic că e o diferență imensă, colosală, pentru că de la omuleții pe care îi desenam cu un cerculeț în loc de cap și cu bețișoare în loc de corp, am ajuns să pictez pe pânză de 1 pe 1 lei. Și asta mi se pare o performanță mare pentru mine. Cred că presupun că am avansat din punct de vedere al teoriei în special și pot să spun că și din practică cu acele lecții de canto. Nu sunt ca și cum eram atunci la început. Pot să spun că am mai avansat puțin, dar întotdeauna este loc de mult mai bine. Într-adevăr, așa este. Și prin muncă îți poți dobândi adevăratul talent și adevărata pasiune și trebuie să muncești. Eu întotdeauna spun că este loc de mult mai bine, se putea și mai bine și că am toată viața înainte să... Te perfecționezi. Da, să mă perfecționez, dar niciodată nu poți să atingi perfecțiunea. Așa este. Trebuie să știm să apreciem lucrurile. Da. Cum spunea și Iulia, ea a evoluat de la omuleți, crenguță și alte cele, la picturi pe pânză. Așa am evoluat și eu de la cântecele cu pinguinul Chili Willy și asta a fost hitul copilării mele. Și, la piese mult mai frumoase și mai complexe, pot să spun așa, chiar în limba engleză sau în alte limbi. Și cu siguranță dacă ne-am întâlnit peste 5 ani, 7 ani, eu știu, mi-ați spune că v-ați perfecționat și mai mult. Și odată cu trecerea timpului este normal acest lucru, pentru că acumulăm din ce în ce mai multă experiență. Dar considerați că vă ajută în dezvoltarea voastră personală ceea ce faceți? Da, normal. Da. Acest talent al meu m-a ajutat să fiu mult mai creativă și în absolut orice domeniu. Și matematica, pot să zic că m-a ajutat, sunt mult mai organizată în ideile mele, pot să zic, și matematica cu pictura se îmbină foarte bine. Cu siguranță că ne ajută, cum spuneam, și muzica sau teatrul sau pictura te ajută prin mentalitate și prin simplul fapt de a gândi mult mai ușor și să fii mai optimist. Exact. Și să nu bagi neapărat, să... Cu siguranță am întâlnit toate trei oameni mai răi, cu mai multe critici, cum ai spus și tu. Și cred că ce facem noi ne ajută să vedem și cum este lumea. Probabil cei care nu cântă sau au, toată lumea are un talent, dar care nu îl exersează sau nu iese pe scenă, cu siguranță nu știe cum este cu lumea, cu publicul. Da, și mai vreau să completez cu ceva. Eu și cred că și fetele prin talentul lor își exprimă mult mai bine sentimentele. Da. Și mai explicit, pot să zic. Da. Pe mine m-a ajutat foarte mult teatru în tot ceea ce înseamnă gândire și un orizont mai larg în tot ceea ce fac, pentru că trebuie să gândesc mult mai mult, de două ori înainte să acționez, mai bine spus. Pentru că și acolo nu poți să ieși în fața cuiva și să prezinți ceva pe care e doar scenic, nu are și sentiment sau puțină logică ceea ce faci. Întotdeauna trebuie să ai o emoție, chiar dacă spui că nu ai, dar totdeauna există o emoție constructivă. Exact. Da, și cel mai important e să o și poți transmite, să le-o transpui și celorlalți. Da. Și până la urmă... Pentru că dacă nu ai acea emoție... publicul nu
de exemplu, la pictură, nu poate fi impresionat, de exemplu, la muzică sau la teatru. Trebuie să simtă și publicul acea emoție. Exact. Exact, și dacă nu simți acea emoție, nu simți tu, practic, că trăiești momentul. Dar care credeți că sunt beneficiile pe care vi le aduce talentul? Probabil că duc mai departe folclorul și că îmi place ceea ce fac prin cântec, dar și prin port. Eu consider că acesta este un beneficiu pe care de când cânt și de când am urcat prima oară pe scenă, am încercat să duc mai departe portul vechi. Am costume și de 125 de ani, dar trebuie păstrate și cu siguranță este un beneficiu. Pentru mine, nu știu, cel mai mult îmi place când am o piesă de teatru și îi văd pe oameni fericiți pentru că înțeleg ceea ce vrem să transmitem și e cel mai satisfăcător lucru pentru mine. Nu știu, e ceva de vis când îi vezi pe alții fericiți de pe urma ceea ce ai făcut tu. Da, și eu pot să zic că mai aduc o mică pată de culoare orașului. Da, exact. Nu o mică, o mare. Poate din monotonie. Da. Cum a fost prima apariție în fața unui public, fetelor? Ce emoționantă. Atunci pot să spun că am avut cele mai mari emoții. Cred că dacă mă întrebai cum mă cheamă, nu mai știam. Nu venea pur și simplu, nu. Eu aveam foarte, foarte mari emoții. Să știu că e un lucru destul de mare la 8 ani sau 9 ani cât aveam să fiu cu orchestra Casei de Cultură Hora. Este un lucru foarte important și da, acesta este încă un beneficiu. Atunci chiar nu înțelegeam ce e acela un folclor, folclorul și muzica populară, nu înțelegeam prea bine cum stă treaba, dar datorită familiei și datorită oamenilor și prietenilor și tuturor care mă susțin, am aflat și cu siguranță sunt foarte mândră de ei că m-au luminat atunci și le mulțumesc și în ziua de astăzi pentru că e un lucru extraordinar să știi că ai un public atât de frumos și lume care te susține. Prima mea apariție în fața unui public a fost când aveam 4 ani, cred că, la primul meu concurs, Tip Top, Mini Top sau Show-ul Piticilor, cunoscut, atunci aveam cele mai mari emoții, am cântat, iar când îmi spuneam poezia, mă țineam așa de rochiță și eu tot trăgeam așa și aveam lacrimi în ochi, mi-aduc aminte perfect, aveam lacrimi în ochi și eram foarte speriată de tot ce se întâmplă și chiar la final, mi-aduc aminte, pe toți copiii i-a premiat și eu stăteam acolo la o măsuță și așteptam, dar pe mine nu mă mai strigă nimeni și apoi mi-a spus că am câștigat locul întâi, eram, de ce? Eu de ce nu pot să mă, de ce nu mă cheamă? A fost foarte frumos, mi-aduc aminte, am fost foarte emoționată, dar acel concurs mi-a deschis cariera. Cu siguranță, prima ieșire pe scenă este cea mai emoționantă. Da. Și eu am participat când aveam vreo 6 sau 7 ani la Fascinația Copilăriei și am recitat acolo poezie și, nu știu, nu aveam așa mari emoții pentru că parcă nu conștientizam ce lucru mare e să fii în fața unui public și să mai și iei locul întâi. Dar emoții mari am mai avut și la prima mea expoziție. Acolo aveam 10 ani și când trebuia să vorbesc eu să mulțumesc, m-am dus la tata și am zis că nu mai vreau să vorbesc. N-am mai zis nimic, m-am ascuns în spatele lui și va vorbi el pentru mine. Dar ce sentimente ați avut? Bineînțeles că de bucurie, da, și de fericire și împlinire că ești, da, pe o scenă, că te vede un public. În cazul meu că am cântat în spate, că m-a acompaniat o orchestră atât de frumoasă și de profesionistă. Nu cred că se poate descrie în cuvinte ce simți. Exact. Este un sentiment pe care trăiești atunci. E unic. Și, da. Exact. Cred că este unii de fiecare dată
la fiecare spectacol pe care aveți, vă încearcă tot felul de sentimente, da. Și de fiecare dată sunt diferite. Așa e, de exemplu, când cânți, cânți de 10 ori, o cânți diferit. Da. N-ai cum să fie exact la fel momentul. Depinde și de starea pe care da, o ai. Da, poți să fii într-o stare foarte proastă, mai puțin bună, bună, foarte bună, să fie energic și cred că asta afectează într-un anumit fel starea, afectează și cum îți iese momentul și emoția pe care o ai și pe care o trăiești. Eu spun că atunci când intri pe scenă trebuie să te debarasezi de problemele tale, deci de necazuri, pot să spun. Când intri pe scenă, ești doar tu, momentul tău, stările și starea pe care trebuie să o transmiți celorlalți. Trebuie să fii un alt om. Da, exact. Pentru că nu ei fals, nu dar un alt om, adică publicul probabil are și, adică cu siguranță are problemele. Un fiecare are da, problemele lui. Da, și nu mai are trebuie să transmiți acea emoție ca să-l... Să faci să uite și de problemele să uite, lui. Să fie vesel, să trăiască cu tine momentul. Trebuie să fii, în sensul acesta al cuvântului, un alt om pe scenă. Da, adevărul este că trebuie să uiți de toate necazurile, de toate problemele și să încerci să dai tot ce ai mai bun din tine. Până la urmă, ei din aia sunt acolo, ca să vă vadă și ca să vă aprecieze. Bine, nu excludem nici varianta, că suntem oameni și... tuturor ni se întâmplă să avem zile mai bune, zile mai puțin bune. Este absolut normal și dacă, să zicem, nu ți iese odată un spectacol așa cum îți dorești, nu trebuie să faci o dramă din acest lucru. Trebuie să știi să treci peste. Până e la inevitabil urmă... să greșești. Exact. Până muncă, la urmă... Muncă și dobândești ceea ce ai vrut. Nu putem să fim perfecți. Da. Dar trebuie să tindem spre acea perfecțiune, dar cu limite, bineînțeles. Cum reușiți să vă stăpâniți emoțiile? Eu, de exemplu, înainte de spectacole sunt foarte rece din cauza faptului că am emoții și tremuri și așa. Și apoi când ajung pe scenă zic, de ce? N-are rost. Hai să fim relaxați, că nu vine nimeni să dea cu cuțitul în tine că nu cânti bine sau ceva. Deci, salut! Exact. Eu depășesc acea stare emoționantă zicându-mi pur și simplu o rugăciune. La mine este ceva normal să fac o cruce, adică oamenii mă privesc așa mai ciudat făcându-mi o cruce înainte de a intra, dar cred că acela e secretul, să ai credință și să crezi în tine și în Dumnezeu. Iulia? Eu n-am fost de foarte multe ori în fața unui public, dar și atunci când am fost, m-am gândit că trebuie să trăiesc momentul și că doar asta contează în acest moment. Bun, și în cazul unui concurs la care participi? Păi, atunci mă gândesc că e doar un concurs și nu mă poate afecta în viitor rezultatul pe care o să-l am. Că dacă câștig, foarte bine, primesc laudele pe care le merit și e pentru dezvoltarea mea personală. O altă întrebare, o altă curiozitate. Cum reușiți să îmbinați viața de școlar cu pasiunea voastră? E greu. E foarte greu. Iulia și tu, Teodora, voi sunteți în clasa a 8-a. Alexia, tu ești în clasa a 7-a, o clasă foarte grea. Voi, iarăși, terminați, aveți examenele. Cum? Evaluările naționale? Ca să spunem așa cum se zice. Termenii științifici. Da, exact. Cum reușiți să îmbinați? Pentru mine a fost destul de greu și stresant. Cum am mai zis și anterior cu expoziția, am ajuns și într-o criză de timp și a fost destul de greu. Și la mine este destul de greu pentru că mai am câte un eveniment care se potrivește exact atunci când am o oră foarte importantă sau o zi mai grea și sunt foarte obosită, dar trebuie lumea să înțeleagă, dacă faci un lucru din plăcere, îl faci cu tot dragul și nimic nu te poate opri. Eu așa îmi spun mereu. Eu pot să spun că nu e chiar așa de greu. Adică fac chestia asta din plăcere, mai ales teatrul. Îl fac din plăcere și îmi place foarte mult, mai ales că
repetițiile sunt oricând binevenite pentru că sunt o oază de relaxare. Un timp în care mă relaxez, mă decuplez de școală și de învățat și de teste făcute pentru examen. Eu le iau ca o relaxare, dar câteodată, într-adevăr, cum a spus și Alexia, se aglomerează toate și parcă îți vine să fugi undeva, dar pur și simplu atunci spun stop, nu pot să fac absolut orice pentru că nu sunt perfectă, nu pot să fac tot, așa că las și las să vină de la sine tot ce o să se întâmple. Bun, cu siguranță toate trei avem un program foarte încărcat. Sunt colegă cu Teodora la școala de muzică, unde vine și la orchestră populară. Exact. Este un program destul de încărcat și destul de greu, dar întotdeauna, cum a spus, și ea o repetiție, cel puțin pentru mine este timpul meu liber. Acolo mă simt eu liberă, acolo îmi petrec eu timpul meu liber și mă relaxez. Dragile mele, timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Eu vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acceptat invitația de a veni aici în emisiune. Vreau să vă felicit încă o dată pentru toată munca, toate eforturile, tot. Mulțumesc. Și vreau să vă spun să continuați să faceți ceea ce vă place, pentru că este cel mai important lucru. Și nu o să fiți dezamăgite niciodată dacă faceți ceea ce vă place. O să faceți întotdeauna cu drag lucrul acesta. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit, iar până la o nouă ediție vă doresc numai bine! Emisiune realizată cu sprijinul Valentin Electro.